Salut, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video. Eu sunt Adrian Chelaru și astăzi vreau să vă prezint câteva componente KNX. De altfel, v-am și spus că în momentul în care o să ajung în anumite etape din procesul de instalare, practic o să vă prezint și vouă. Am primit de la Green Electric o parte din actuatori, de la Schneider Electric. Imediat o să vă prezint puțin așa în mare. Avem partea de actuatori pentru jalozele. Eu aș vrea să-i și montez acum. După care să-i conectăm, avem pregătită cât de cât partea de cablaje, partea de cabluri, infrastructură, cum îi spunem noi. Da, cam așa arată când îl desfacem. Este un actuator 1224, da, pentru jaluzele și poate fi conectat și pentru lumini. Poate o să intrăm în detalii la un moment dat, când o să ajungem la partea asta. Sistemul de prindere este la fel ca și la protecții, doar că intră de jos în sus. Avem partea de KNX aici și partea de comenzi aici și, bineînțeles, comenzile manuale pe partea frontală. Da? Cam așa va veni. Și, bineînțeles, astea în funcție de aici vor veni actuatorii și, după cum observați, vor trebui conectați în astfel de cleme. Uitați cum genul ăsta de clemă. Practic aici va veni conectat. Și aici vom veni cu faza. Avem sus-jos, sus-jos și, bineînțeles, nulul care se duce direct la rulou. Deci nulul se va duce direct la rulou. Faza o vom da în contactul respectiv și de aici actuatorul va ști la un moment dat să dea comandă. Bineînțeles că este pentru fiecare în parte. Vedeți că vreau să nu mă lungesc. În mare parte să vedeți cam cum ar trebui să iasă la sfârșit. Din acest motiv, noi avem 3 astfel de actuatori. Da? Stați puțin, că ăsta trebuie împins până în capăt. El nu intră decât doar dacă așa, că poate nu am băgat eu cum trebuie. Da? Am reușit să-l cuplez și pe ăsta. Da? După care mai punem unul. Dăm rândul de cablaj în stânga. Deci astea, aici avem doar jaluzele. Bineînțeles, astea care le vedeți aici sunt alimentările. Așa. Bun. Da, deci e simplu. După cum observați și pe ele, avem alimentare, partea de sus, LN, partea de, cum v-am spus aici, KNX și, bineînțeles, comenzile care, mă rog, ieșirile pentru ce avem nevoie și comenzile care sunt manuale și, bineînțeles, aici mai avem varianta manuală și, mă rog, câteva LED-uri de funcționalitate. La fel avem și aici niște LED-uri, poate o să ajungem vreodată să vi le descriu în mare parte. Bun, haideți să trecem la următoarele pentru lumini. Pentru lumini avem actuatoare de la Spice Logic. Am zis bine, Spice Logic, care arată cam așa. Uite, le-am scos înainte să vi le arăt. Da, după cum observați, avem 8 canale în cazul ăsta și, hai să vedem, la fel astea se conectează ca și imediat. Da, deci avem 8 canale și, bineînțeles, mai avem 2 extensii. Astea sunt simple pentru
La fel. Astea sunt doar cu extensii. Haideți că... Bun. Deci în cazul de față avem un actuator plus două extensii, da? Aici avem partea de conexiune pentru cane X, da? Și mufa asta, clema asta care o tragi în sus, care să scoți aceste cleme Vago pentru cane X. Da? Aici avem așa, avem varianta manuală și extensia 1 care reprezintă asta și extensia 2 care reprezintă astea, da? Așa. Practic în momentul în care o să ajungem să vi le prezint cum funcționează, o să vedeți că de pe fiecare, de pe actuatorul master, după care dacă vreau să trec pe celelalte, ca și manual mă refer, o să dau manual și o să dau extensia 1. Și atunci mă mută aici. Ca ele să comunice una cu cealaltă, practic am nevoie de... Imediat. Am nevoie de această clemă. Da? Această clemă care face să comunice una cu cealaltă. Practic, dacă vă uitați din partea de jos, deconectăm astea două și le vom cupla cu această clemă. Același lucru va trebui să-l facem și aici. Da? Asta e varianta prin care noi avem partea de actuator plus cele două extensii, respectiv fiecare cu câte 8 pe ele. Stai să vedem dacă să iau și din partea cealaltă. Hai să-l punem aici. În așa fel încât să fie tot ansamblu conectat și cuplat între ele. Deci, practic, în momentul de față, dacă le alimentăm, atunci ele vor comunica împreună. Bun, trecem mai departe. Mai avem câteva dintre astea și așa. Așa.
Trecem la varianta cu dimmer, actuatori cu dimmer. Practic seamănă cu celelalte, doar că dacă observați, stați să o scot afară. Dacă observați, nu mai au partea de jos, da? Observați, au mai puține canale și ele sunt cu dimmer. Imediat o să le cuplăm. Ca și principiu este la fel. Avem aici partea de conexiune KNX și bineînțeles USB-ul C-ul. Și o să observați că și extensiile sunt la fel. Da? Deci exact la fel. Cu acești actuatori, practic, o să comandăm luminile care se dimează. La fel, le vom conecta între ele pentru a funcționa. Deci ele funcționează, este master cu două slave-uri. Master cu două slave-uri. Astea sunt pentru comandă normală, astea sunt cu variantă dimată. Poate o să stăm vreodată să analizăm în detaliu care și cum sunt. Mai avem o rând aici. O să le dăm deoparte pentru că după aceea va trebui să le conectăm pe toate. Aș vrea să le vedeți, să vedeți cum arată ele poziționate. Ușor, ușor, parcă începe să prindă contur, nu? Aici o să utilizăm doar o extensie. Bineînțeles, îi voi pune acest conector care va face ca cele două să comunice. Practic avem master plus extensie, cum am spus. Și în afară de astea mai avem cele două surse, cea de 320 de mAh și cea de 640 de mAh e mai mare. La fel avem aici 30 plus minus și basul. Observăm aici. Intrarea 220-240 de volți, ieșirea bas DC 30 de volți și DC 30 de volți. Da? Și bineînțeles intrarea LN și PU și contactul. Imediat. Oh.
Așadar, prieteni, cam așa o să apară. O să mai trebuiască să vină câțiva actuatori, o să mai trebuiască să vină și părțile care dau comandă. Avem de legat, practic, tot ce înseamnă zona de aici vor fi jaluzele. Mai aici mai avem lumini, lumini dimate și ce mai sunt. O să mai avem și RGB-uri, o să mai avem prin sus niște alimentări, niște surse, niște module cu CANX. O să vedeți pe parcurs ce mai reușesc să înaintăm. O să tot le facem. Cert e că ușor-ușor am pregătit astea pentru a putea să le conectăm și să le facem și ușor-ușor le vota un contur. Deci, în mare parte trebuie să știți așa. Zona de aici este partea de comandă, zona de aici este partea de forță. Deci aici avem prize și alimentări pentru circuitele de iluminat, dar la circuitele de iluminat practic trecem prin actuatori. Și bineînțeles și partea de jaluzele, după cum observați aici partea de jaluzele, unde avem cu alte culori, până aici. După care, ușor, ușor am început să le și etichetăm, să le scriem, să le numerotăm. Am rămas fără numere, urmează să le mai punem. Nu găsim cutia aia unde. Cutia aia, da? Mă rog, știți cum e pe șantier, mai se întâmplă una alta. Cam astea sunt. Dacă v-a plăcut, mă bucur. Dacă nu v-a plăcut, iarăși mă bucur. Până la urmă nu trebuie să mulțumesc pe toată lumea, ci pur și simplu poate vă prinde bine. Dacă m-am făcut înțeles, dacă aveți întrebări, dacă vreți să știți mai multe legate de aceste subiecte, despre aceste componente, aș putea într-o zi să stau să ne jucăm, să le facem, dar vedem, toate la timpul lor, poate și cu ETS-ul să încercăm să ne mai jucăm. Vă mulțumesc că vă uitați, sper că v-a plăcut și să ne vedem curând sănătoși, iar până data viitoare fiți pe fază. Și dacă încă nu sunteți pe fază, nu uitați, este o zi specială, la mulți ani tuturor care își aniversează ziua de naștere, avem un coleg, la mulți ani, și la mulți ani tuturor doamnelor, femeilor din viața voastră, multă sănătate, fericire și distracție plăcută, că bănuiesc că se lasă cu ceva frumos. Vă las să vă bucurați de viață. Numai bine!